Weekend special pentru polițiștii buzoieni la împlinirea a 200 de ani de atestare documentară a poliției române. Atât la Buzău cât și la Râmnicu Sărat, Inspectoratul de Poliție a organizat evenimente în cadrul cărora publicul a putut admira trupele speciale, câini polițiști, arme, mașini, dar și motociclete din dotarea poliției. În acest weekend am avut bucuria de a putea reveni la evenimentul tradițional dedicat publicului larg, cu ocazia aniversării a 200 de ani de atestare documentară a Poliției Române. Astfel, o caravană de autospeciale s-a deplasat începând cu ora 10 în parcul central din municipiul Râmnicu Sărat, iar începând cu ora 11 în parcul Crâng din municipiul Buzău, unde au fost organizate activități ce i-au adus din nou pe polițiștii buzoieni alături de cei mici. Copiii s-au bucurat de o atenție deosebită din partea polițiștilor care i-au provocat pe cei mici la concursuri și activități inedite. De asemenea, polițiștii au răspuns tuturor întrebărilor și curiozităților copiilor. Pentru timpul petrecut împreună, drept mulțumire, le-am oferit celor prezenți mici surprize, baloane, dulciuri, insigne, autocolante, pliante, dar și diplome pentru concursurile la care i-am provocat și pe care aceștia le-au câștigat. Polițiștii consideră că evenimentul din weekend nu a fost doar un prilej de a prezenta dotările moderne de care dispune poliția, ci a fost și un mesaj pentru toți cetățenii de a avea încredere în instituție. Activitatea ne-a încărcat cu multă energie, așadar considerăm că scopul nostru a fost atins. Am reușit să le arătăm tuturor celor prezenți că suntem prietenilor și că ne-au lipsit activitățile recreative alături de ei, Că suntem în continuare la datorie, că suntem la datorie în permanență pentru siguranța lor și că poliția este o instituție modernă cu dotări la cele mai înalte standarde, cu polițiști profesioniști și dedicați serviciului în slujba comunității care aparțin. Pe perioada evenimentelor, polițiștii au împărțit pliante cu informații de prevenire și au informat cetățenii cu privire la campaniile desfășurate de poliția buzoiană pentru combaterea și prevenirea infracționalității.